Atletul care a cucerit bronzul la campionatul european din 2010 a revenit de câteva zile în țară. În acel an a fost declarat și cel mai bun sportiv moldovean. Îl salutăm pe Ion Lukianov. Bună seara! Bună seara! Ion, din 2010 ai reprezentat Rusia după ce te-ai căsătorit cu o cetățeancă a acestei țări. Cum a fost toată această perioadă pentru tine? Am să te corectez un pic. 2013 a fost ultimul an care am reprezentat Republica Moldova la campionatul mondial din Moscova. Tot a fost un an productiv, zic, ca rezultat. Atunci am fost pe 10 în finală, dar ca rezultat și în calificări și în final am avut un rezultat bun. Din 2014 deja am reprezentat Rusia. Drept că nu mi-a doar un an de zile am participat. În continuare știți ce a urmat cu interzicerea lotului, cu Federația de Atletism a Rusiei a fost descalificată ca membru din Federația Internațională și cam asta. Da, cu siguranță ți-ai fi dorit să ajungi la a patra olimpiadă din cariera ta, la Rio în 2016. Da, cunoaștem toți, niciun atlet rus n-a participat în Brazilia, pentru că din cauza dopajului, o nebunie totală. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Rio, mai ales în componența lotului nou, dar așa a fost să fie, nu știu, dopaj, nu știu ce spun cu dopajul ăsta, dar nu mi se pare corect faptul că a fost suspendat tot lotul. Trebuie să fie pedepsiți cei care au fost prinși, nu cei care nici n-au avut treabă sau cel puțin tangență n-au avut asta. În Rusia, dacă poți să faci o comparație cu condițiile de antrenament, cu metoda de salarizare, bine, condițiile sunt mult mai bune acolo pentru că ai remarcat nouă dată că beneficiezi de condiții proaste de pregătire aici în Moldova? Păi, să începem cu începutul. Nu avem stadion, nu avem o pistă în Chișinău. Poate în țară este, dar e interzisă la clubul Șerif. Pistă, coritan, mă refer pista de alergări, nu mă refer la teren. Să începem cu, adică că nu sunt condiții minime. Dar, oricum, asta nu era o problemă mare, să zicem. Dacă era finanțat, plecam în cantonament, era ok. Adică mergeam tot timpul, cam tot timpul. Eu cel puțin e păcat să zic că n-am avut. Eu cam tot timpul am fost în cantonament, chiar când eram în Republica Moldova. Da. Și pe lângă lipsa unui stadion, până la urmă, stadionul Republican era casa voastră, acum 10 ani a dispărut, ai obținut rezultate foarte bune. Ziceam, ai participat de 3 ori la Jocurile Olimpice pentru Moldova. În 2012 te-ai clasat pe locul 10 la Londra. Dacă nu mă știu, în finală era singurul alb pe lângă sportiv de culoare. Apoi, la campionatul european, locul 3 la Barcelona în 2010, de 3 ori medaliat la Universiada Mondială, printre care și una de aur, o perioadă foarte frumoasă. Cu siguranță ești mulțumit de cariera ta. Păi, ar fi păcat să zic că nu sunt mulțumit. Sunt mulțumit. Sigur că tot timpul îți dorești să urci cât mai sus, dar realizările care le-am obținut în sport, în atletism, sigur că mă bucură că munca care am depus-o, eforturile care au fost depuse n-au fost în zadar. Mai ales în condițiile noastre, așa, chiar a spune dure. Și care e rezultatul până la urmă? Ți-a adus cea mai mare satisfacție? Cred că la mondiale și la Jocurile Olimpice, chiar dacă europenii, campionatul european, bine, acolo este o șansă pentru sportivii albi în probele de fond, semifond, de a urca pe podium. Asta a fost visul meu tot timpul. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la olimpiadă și mondiale. Mi-am dorit, adică, podium, dar asta este din domeniul fantastic. Eu chiar dacă aș face comparație cu alte probe de sport, la atletism și în special fond, semifond, pentru un sportiv alb, să zic, care nu este un sportiv african, dacă ești în finală, deja aș considera că e un podium. Nu mai zic de premianță, că acolo e fantastic, că vin în finală, de regulă, aleargă 3 reprezentanți a unei țări africane ca Kenya, 3 reprezentanți Etiopia, 3 francezi, care sunt tot de origine marocană. Și în finală, de regulă, sunt 12-15.
sunt toți de culoare, adică sunt toți africani. Și chiar dacă am fost pe locul 10, cel mai bun loc obținut la mondiale a fost în 2011, în Daegu, Coreea. Am fost pe locul 8. Cred că asta a fost cel mai mare bucurie, poate că, nu ca loc, dar ca rezultat obținut. Ce este cel mai important, nu doar pentru un sportiv, pentru oricine care a depus un efort și își vede roadele muncii, cred că asta e cea mai mare satisfacție când vezi te-ai realizat. Păcat că nu-i medale și mai mare păcat că în țară nu înțeleg ce înseamnă locul 8. Nu toți, aș spune, nu toți înțeleg ce înseamnă un loc 8 la mondiale în probele de fond, semifond, adică probele de rezistență. Și câtă muncă a fost nevoie să obții acest loc 8, care poate fi catalogat unul foarte, foarte bun? Păi că în sport, ca în orice, cred că trebuie o viață sportivă. Asta este un efort din toată cariera, adică ca să ajungi la un anumit treaptă e nevoie să muncești o viață, să mergi pe o cale lungă. Acum, parcă punem accent pe aruncători. Avem Zalina Marghiev, sora ei, fratele ei, vine din spate Alexandra Emilianov. Care ar fi explicația în opinia ta că nu avem și alergători cotați la Jocurile Olimpice? Un factor important și cel mai principal, cred că spune, începe, să zic, de conducere, de sus începe, să zic, cel mai important factor de condițiile care le au sportivii, de stimulare, cel mai important este condițiile care sunt de antrenament, adică să există condiții prielnici pentru antrenament, mă refer la finanțarea, la legea sponsorizării care nu există în ziua de azi, dacă eu mai țin minte timpuri când, conform legii sponsorizării, oamenii de afaceri în loc erau scutiți de impozit dacă sponsoriza. Dacă era să fie așa condiții, cu siguranță era să fie și rezultate. Asta este cel mai, opinia mea, cel mai important factor care influențează. După, deja e secolul 21, absolut tot schimbă. Doar la noi mai lucrează până în ziua de azi antrenorii care sunt în vârstă, care sunt etate, care deja abia se mișcă. Că, în rol, trebuie să schimbi cadre, antrenorii, trebuie să fie antrenori. Da, și iar salariile fiind foarte mici, ei nu vor să vină la... Corect, aceeași problemă. Finanțarea, de fiecare dată, într-adevăr, asta e mare. Și în ultimul rând, în secolul 21, tot mai activ apar calculatoare, diferite gadget. E foarte greu ca un copil să-l atrage în sport. Dar necădând la faptul ăsta, oricum, cred că dacă va fi o selecție sau va fi profesori, antrenori buni, cu siguranță apar și sportivi buni. De câte am înțeles, ți-ai încheiat deja cariera de sportiv? Ca sportiv de performanță, da, nu ca amator. La cât efort faci, am făcut toată viața, deja eu nu mai pot, sunt dependent fizic. Dacă vreo câteva zile nu fac antrenament, nu mă simt bine. Adică este dependent. Și oricum fac amator, mai alerg după, reprezintă organizații, merg la concursuri, adică sunt activ încă, nu performant. Asta. Și ultima întrebare, care sunt planurile de viitor? Cele mai mari. Să urcăm pe podium în continuare. Îmi doresc să rămân în sport, chiar aș vrea să activez ca antrenor. De fapt, visul meu sau dorința mea, nu am spune vis, dorința mea din totdeauna a fost să pot ceva schimba în sportul național în Republica Moldova și îmi doresc în continuare. Mă gândesc și sper că odată să mă reîntorc în țară și pot schimba, să fac ceva, poate s-ar schimba condițiile. Asta îmi doresc foarte mult. Mult succes și tare mult, mersi tare mult pentru prezența la emisiune. Să fie, vă mulțumesc și eu pentru invitație.